În tradiția învățământului românesc, azi sărbătorim, sigur, pe slujitorii educației. Venim cu ziua învățătorului, care spune că este un bun prilej pentru a ne arăta respectul, recunoștința față de cei care, cu răbdare și dăruire, se dedică formării și dezvoltării copiilor noștri. Sigur că este an atipic acest an, dar eu vreau în numele Inspectoratului Școlar să mulțumesc tuturor cadrelor didactice. Sigur că învățătorul rămâne partea de bază a învățământului românesc. Să le doresc multă sănătate, fericire și le spun și eu un călduros la mulți ani acestor oameni minunați, făuritori de